Salutare, prieteni! Iată-ne din nou la pescuit, tot pe Dâmbovița. Am ieșit un pic mai pe lumină astăzi, dar o să stăm până mai târziu. Sper să prind ceva, așa că haide să trecem la treabă. Pentru început am pus creatura aceea de pe AliExpress, vedem dacă avem vreun rezultat. Dacă nu, mai târziu schimbăm diferite gume și vedem la ce mănâncă azi. Ca echipament folosesc astăzi aceeași lansetă Abu Garcia Eon de 1,7 grame, iar ca mulinetă am un Daiwa Legalis de 2000, și fir textil Sunline Siglon de 5 libre. De asemenea folosesc înaintaj de fluorocarbon de la Sufix de 0,16, iar ca și cârlige folosesc niște cârlige de la Hayabusa numărul 8. Dacă nu, mai schimb uneori, mai pun cârlige mai mici de la Spro numărul 10, pentru că m-ați întrebat la partida trecută ce cârlige folosesc. După o perioadă trebuie să schimbați cârligul, chiar dacă nu agățați montura, să o pierde sau așa, pentru că dacă ați prins, nu știu să zic, peste 100 și ceva de pești cu un cârlig, nu o să mai înțepe la fel de bine și riscați să pierdeți pești în drill. Mie mi s-a întâmplat de câteva ori și nu știam care e cauza, după care am schimbat cârligul cu unul nou și n-am mai pierdut niciun pește. După cum știți, eu nu sunt pescar doar de spinning, pescuiesc la fel de bine și la crab și la feeder. Îmi place orice stil de pescuit, orice tehnică, deși la clonk nu am încercat până acum, dar am înțeles că este o senzație frumoasă și în pescuitul la clonk. Nu se știe niciodată, poate voi încerca și la clonk, la somn. Din păcate la staționar nu prea pot ajunge foarte des. Prefer Dunărea în detrimentul oricărui alt loc. La staționar, dacă ar fi să pescuiesc, aș prefera oricând Dunărea. Doar că nu pot ajunge momentan, că n-am mașină, din păcate. Acolo veți putea vedea în viitor partide de pescuit la feeder, la crab, la somn, chiar și la ten. Până atunci ne mulțumim cu ce avem, ca să zic așa, și pescuim în mijlocul orașului, partide de street fishing. Uneori avem surprize și de pești mai frumoși, alteori de bibănei, dar mie îmi place orice fel de pescuit, v-am zis. Cu toate că aș prefera oricând liniștea naturii în detrimentul traficului din București, presupun că oricine ar prefera un pescuit în natură, în liniște, decât în zgomotul din oraș. Da, din păcate, traficul în București este infernal, nu numai pentru șoferii care conduc zilnic, dar și pentru restul oamenilor, și pentru mine la pescuit, dar și pentru oamenii care ar căuta liniște. Gata? Am înțeles. Lasă că îi scot eu mai târziu. Nu spui dacă prins eu. Da, ceva. Nu că ce, sigur prin, nu că ceva. E, și l-am luat, mă? Aveam camera oprită, da, l-am luat. Ha, ce mic e. Ia, uitați voi, am luat ghiborți. Am luat ghiborți, prieteni. Ha. Lăsasem camera la încărcat. M-am gândit că pe timp de zi nu o să atace. Și am luat ghiborți, mă. Ia, uitați voi. He. Ia, uitați voi, un ghiborț frumos. Ha, ce a atacat el, mă. Acum penserat. Da. Ce frumos e. Haide să-i dăm și drumul. Ha, fugi, măi. Da, un ghiborț. Mă gândeam că e bibănel mic, dar nu e. Hai, fugi. Gata. Hai că am început bine partida, zic-o. Cu un pește imens. Văd că mai sunt oameni la pescuit în zona asta. Și la staționar, și la spinning. L-am luat. Ha. Ce fină a atacat și ăsta. L-am luat, mă, și ce e strap. Alt strap. Ia uitați voi. Mă, de unde vin, mă, strapii ăștia așa, mă? Atâta puiet de strap e. Ia uitați voi, încă un strap. Atâta puiet de strap să fie în apa asta. Dar unde o fi părinții lui? Da. Un strap micuț. Foarte drăguț. Haide să-l și eliberăm. Poate vin alții mai mari. Hai, măi, fugi. Mersi că ai venit. Fugi. Nu mai strap din ăștia micuți. L-am luat. Ha-ha, ce fin a atacat, mă. Hai la mine, hai. Ce fin am putut să atace, mă. Hai sus, mititelule. Ha. Ia uitați voi bibănelul.
Ce fin a atacat el, mă. Și cât de mic e. Da, a venit și bibonelul, ăsta micu. A atacat foarte fin. Dar și eu am jucat acum destul de încet, pentru că încă e frig afară. Deși suntem în martie, e frig. Hai, fugi puștule. Bine că ai venit. Hai. Deci înseamnă că atacați și pe frigul ăsta, da? Bine. Hai să vedem cum vă mai păcălesc eu. Haideți să ne deplasăm puțin. Am scos un biban de acolo, poate mai scoatem și din alt loc, totuși. Nu-mi place să stau foarte mult într-un loc. Dacă văd că nu am activitate, cum vreau eu. L-am luat! L-am luat, sper să nu-l scap. Mamă, ce puternic a atacat! Ho-ho, și ce energie are! Mamă, ce puternic a atacat, mă! Și nu e un biban foarte mare. Mamă, dar a dat în ea. Bine, mai mare decât cel de mai devreme. Ia uitați voi! Fuuu, ce m-am speriat, a dat în ultimul hal în gumă. Ia că s-a și dezgățat. Fa, l-am scos la timp. Ia uitați voi! Mamă, ce a dat în ea! Da, încă un biban, a dat foarte frumos în ea. Am crezut că e mai mare. A atacat cu putere, nu glumă. Ha. Haide să-i dăm și drumul. Sper că reușiți să-l vedeți, că nu prea e lumină aici, dar mă străduie să vi-l arăt. Hai, fugi mai puștule, mă. Bine că ai venit, mersi. Ha, ha. Ce frumos, ce drill frumos. Se pare că devin mult mai activ bibanii, da, și atacă mai violent. Haideți că ne mutăm, dacă nu vin bibanii la noi, mergem noi la ei, nu? Ia să vedem noi. Hai să îi căutăm. Să vedem, îi găsim? Eu zic că îi găsesc, voi ce ziceți? Găsesc bibanii la locul lor sau nu? Ia să încercăm și aici un pic. Scot un biban și de aici, din câțiva metri mai în sus. De fapt mai în jos, mai în aval. Hai că am mai mers câțiva metri, am mai scos un biban. O, ce forță are! Incredibil! Vai, ce forță are! Hai, nu scăpa, ăsta e mai gras! Ho, ho, ce biban am luat! Ce biban gras am luat! Ia, uitați voi aici, biban! Ca în filme, a? Așa, prieteni, am mai luat un biban. Hai că așa îmi place, mai merg 5 metri, mai prind un biban. Ia uitați ce gras e ăsta și ce frumos a dat în ea. Așa da, ia uitați biban sănătos aici. Așa, ăsta da, ce frumos a dat. Hai să-i fac o poză și să-l eliberez. Haideți să-l și eliberăm, prieteni. Foarte frumos a dat bibanul ăsta și e și grăsuț așa. Ia uitați ce frumos e ăsta. Ha. Hai, fugi măi. Fugi, măi, grăsane, măi. Așa, mă, așa partidă să tot am. Hai că-mi place, am mai mers 2-3 metri, am mai prins un biban. Cred că mă plim mult în seara asta și o să prind destul. Haide să continuăm. Ce e deranjant vântul, pentru că schimbă direcția foarte des. Odată la un minut îi schimbă direcția. Bate când din stânga, când din dreapta, când din față, când... Din toate direcțiile bate azi. Ia să vedem dacă ne mai mutăm un pic, mai luăm unul, că mie îmi convine să mă plimb așa câțiva metri și să scot peștele. Nu e problemă că mă plimb după el așa până la următoarea stație de metro. Nu mai am activitate. L-am luat, mă! L-am luat, mă! Hai că nu te scap! Ha, ha. Am jucat-o mai mult pe loc și a venit, mă! Ia uitați voi, e un strap! E un strap, mă! Vai cât e de mic! Ha. Mi-a dat strap, mă. Ia uitați voi aici. Ce că a pus, mă, la guma asta, mă, că nici nu pot să o iei pe toată. Ia uite și. Ia uitați voi, a venit strapul la mine, mă. Așa. Haide să-i dăm drumul repede. Hai, fugi, măi. Puștule, mă. Ce ai atacat tu, mă, ce hotărât. Hai, fugi. L-am luat, mă. Ha-ha. Ce a atacat el, mă. Hai, sus, bibanelule. Ha, ha. Sus, măi, sus. L-am păcălit, mă, din nou, mă, tot la creatură. Ha. Ce a atacat, mă. Așa, da?
în combi bănel prieteni și ăsta tot la creatură a venit. Frumos el. A atacat și ăsta destul de hotărât. Ha. Hai, puștule, fugi să-ți dăm drumul. Mersi că ai venit. Hai. Fugi. S-a dus, mă, așa, da. E în locul lui unde merită să fie. Adică înapoi în apă. Hai, să continuăm. L-am luat, mă. L-am luat, mă, l-am luat. Hai să nu-l scap. Nu. Nu scapi, bibănelule, nu scapi. Ha-ha. A venit, mă. Ia uite și ce bibănel frumos a venit. Ha-ha. Hai, să-i dăm și drumul. Frumușel rău de tot ăsta. E foarte frig afară și sunt foarte nimici, dar încercăm. Hai, fă-și puștule. S-a dus. Așa, mă, așa, da. L-am luat, mă. Am schimbat pe jig și l-am luat. Ha, ha. Da, mă. Așa și e un biban frumos. Așa, mă, mamă, ce greu e. Ho, ho. Am schimbat pe jig. Ia să vin mai la lumină să-l vedeți. Fiți atenți ce am făcut eu, ce schemă am făcut. Am schimbat pe jig și a venit, mă, la Tioga, mă. La vechea mea gumă de suflet. Ia uitați voi biban aici. A venit la Tioga. Am schimbat pe jig și a preferat pe jig decât pe dropshot. Ce inspirat am fost. Ia uitați voi biban frumos. Ha-ha. Ce bine a atacat. A dat foarte tare în gumă. Hai să-l și eliberăm. La jig mai ai vrut. Hai, fugi. Da, destul de măricel și ăsta. Vântul a început să bată din nou. Destul de tare. Dar continuăm să pescuim. Nu știu cât o să mai rezist cu vântul ăsta. Sincer. Dar vedem. Vă las aici o altă partidă de pescuit foarte tare, așa că vă recomand să o vizionați. Până data viitoare, vă salut!